Cu ocazia uneia dintre cele mai importante sărbători creștine, Rusaliile, luni 21 iunie este o zi nelucrătoare, astfel încât românii se vor bucura de 3 zile libere, un prilej bun pentru relaxare și călătorii. Sărbătoarea de Rusalii este cunoscută și sub denumirea de Pogorârea Sfântului Duh și este prăznuită în fiecare an după 50 de zile de la Paști. Potrivit codului muncii, românii beneficiază de 15 zile libere, acordate cu ocazia sărbătorilor legale, iar în acest an 8 sunt în weekend, pe când 7 sunt în timpul săptămânii. Ce părere aveți despre weekendul prelungit de Rusalii? Ce părere să avem? Dacă oamenii vor să se odihnească și statul le dă, se odihnească. Dar să nu trebuie la sfârșitul lunii că de ce ia bani mai puțin. Mi se pare normal, nu? Vrei bani mai mult, trebuie să muncești mai mult. Vrei multă odihnă și bani mai puțin. Foarte bun. O vacanță în plus pentru noi. N-ar fi rău, pentru că e o sărbătoare creștinească și ar fi binevenită. Ce aveți planul ceva dacă este liber? Planul se găsesc atunci pe moment. Așa, poate să evite problemă și nu pot sau da, planurile se fac atunci pe moment. Zilele libere de Rusalii prevăzute de lege au adus o mare bucurie atât pentru salariații români, cât și pentru elevii care se pot bucura de o mini-vacanță. Dacă încă nu v-ați hotărât unde să mergeți în acest weekend prelungit, avem noi câteva sugestii interesante. Zona Clisura Dunării, Chipului Decebal Cazanele Dunării, Tabula Traian, Peștera Ponicova și Ciucarul Mare.